Bună ziua! Continuându-ne excursia noastră pe tărâmul punctuației, iată-ne ajunși la destinație. Destinația este aceea în care va trebui să folosim semnele de punctuație într-un text. Nu doar într-o propoziție, la sfârșitul acesteia, ci într-un text. Așadar, vom avea un text. Îl vom citi cu atenție, îi vom da intonația potrivită, apoi îl vom transcrie pe caiete, aplicându-i punctuația corectă, punctuația pe care i-ar aplica-o orice profesor de limba română. Așadar, continuăm. Iată textul. Îl citim cu atenție să vedem despre ce este vorba. Transcrie textul de mai jos, adăugând semnele de punctuație. Observăm că este un text care nu are niciun semn de punctuație, dar îl citim să vedem despre ce este vorba, să vedem ce intonație îi se potrivește. Cei doi colegi de bancă s-au revăzut. Cum a fost în vacanță, Iulia? Ce frumos a fost! Am călătorit mult. Tu cum ți-ai petrecut vacanța, Vlad? Am fost la bunici și am îngrijit cu drag animalele. Rățuștele, pisica, puișorii, cățelul, capra și iezișorii. Ce bine m-am simțit! Deci, e vorba despre întâlnirea a doi colegi după revenirea din vacanță și o scurtă conversație despre ceea ce au făcut ei în vacanță. Fiind o conversație, de la început ne dăm seama că vom folosi, sigur că da, linia de dialog. De asemenea, am văzut că este vorba și despre alte intonații. Mai citim o dată. Cei doi colegi de bancă s-au revăzut. Cum a fost în vacanță? Iulia. Sigur. Ce frumos a fost! Am călătorit mult. Tu cum ți-ai petrecut vacanța, Vlad? Am fost la bunici și am îngrijit cu drag animalele, rățuștele, pisica, puișorii, cățelul, capra și iezișorii. Ce bine m-am simțit! Trecem la scrierea. Transcrierea, de fapt, a textului cu aplicarea semnelor de punctuație corecte. Reținem. Memorăm prima propoziție. Cei doi colegi de bancă s-au revăzut. Da? E pur și simplu o informație. La sfârșit vom folosi semnul punct. Hai să-l folosim. Doi. Colegi, scrieți, bineînțeles, de bancă sau de văzut, scrieți corect, sau punct la sfârșit, pentru că, pur și simplu, ni se aduce o informație. Cum a fost în vacanță Iulia? Așadar, cine vorbește, vorbește personajul Vlad. Dacă vorbește el, vom începe această propoziție cu linia de dialog. Cum a fost în vacanță Iulia? Deja v-ați dat seama despre semnele de punctuație pe care le vom folosi. Așadar, linie de dialog. Cum a fost în vacanță, virgulă, Iulia. Cum a fost în vacanță, Iulia? Semnul întrebării. Din nou îmi exprim nădejdea că voi veți scrie mai frumos decât o fac eu pe ecranul acesta. Ce frumos a fost! Deja vorbește celălalt personaj, Vlad, și vom marca lucrul acesta
printr-o linie de dialog. Ce frumos a fost! Este și o exclamare. Sigur că da. Linie de dialog. Ce frumos exclamare. Bravo. Am călătorit mult. Aici este doar o informație transmisă. Am călătorit mult. Punct, sigur că da. Tu, cum ți-ai petrecut vacanța? Vlad, cine vorbește? Tot Iulia. Așadar, nu vom mai marca o linie de dialog, ci continuăm. Tu, cum ți-ai petrecut vacanța? Vlad. Atenție doar la virgula și la semnul de la sfârșitul propoziției. Tu, cum ți-ai petrecut vacanța, virgula, pentru că este o chemare. Vlad, semnul întrebării. Foarte bine. Iată răspunsul lui Vlad, pe care îl vom marca cu, sigur, linie de dialog. Am fost la bunici și am îngrijit cu drag animalele. Sigur, urmează semnul înaintea unei enumerări. Rățuștele, pisica, puișorii, cățelul, capra și zișorii. Semnul de punctuație la o enumerare. Ce bine m-am simțit. Semnul de propoziție la o mirare. Am fost la bunici și am îngrijit cu drag animalele. Linie de dialog. Am fost la bunici și am îngrijit cu drag animalele. Urmează o enumerare. Așa, două puncte. Ia să vedem care animale. Rățuștele, pisica, puișorii. Rățuștele. Pisica. Puișorii, cățelul, capra și zișorii. Cățelul, capra și zișorii. Avea multe animale bunicu. Punct. Este o simplă informație. Ce bine m-am simțit. Ce bine m-am simțit. Ce bine m-am simțit. Bine, înțeles semnul exclamării. Acum să identificăm masculoarea toate semnele de punctuație pe care le-am folosit. Punct, linie de dialog, cum a fost în vacanță, virgulă, Iulia. Din nou linie de dialog, ce frumos a fost, semnul exclamării, am călătorit mult, punct. Tu cum ți-ai petrecut vacanța, virgulă, Vlad. Din nou linie de dialog, am fost la bunici și am grijit cu drag animalele, două puncte, rățuștele, pisica, puișorii, cățelul, capra și zișorii, punct. Ce bine m-am simțit. Iată o sumedenie de puncte, de semne de punctuație folosite spre a reda în scris intonația necesară
pronunțării corecte a textului. Ați fost foarte atenți, am lucrat foarte bine și vă rog ca temă să alcătuiți și voi un text din cel puțin 3 enunțuri în care să folosiți atât linia de dialog, dar și alte semne de punctuație. Așadar, temă, un text în care să folosiți linia de dialog și alte semne de punctuație. Vă doresc succes!